Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mijloacele de apărare ale Occidentului împotriva rachetelor hipersonice nu sunt tocmai clare. În privința lansărilor propriu-zise, Pentagonul a spus că nu poate confirma, dar nici nu exclude posibilitatea ca rușii să fi folosit într-adevăr aceste rachete. La telefon este expertul în securitate națională, Harry Bucurmarcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Explicați-ne ce e cu aceste rachete hipersonice, de ce atâta emoție în jurul lor? Nu aș putea să fac o demonstrație că nu sunt importante, dar în același timp n-au nicio relevanță militară. Ele au o singură relevanță militară, care este și asta relativă, cea în care dacă au încărcături nucleare, într-adevăr, ele merg mult mai repede decât alte rachete din acestea care au lovituri nucleare și războiul nuclear ar lovi un pic mai repede decât altele. Cam asta este marele avantaj pe care l-au aceste hipersonici. Dar, concret, în momentul de față, acum vreo câțiva ani de zile, mai ales, mai bine zis, acum 4 ani, în 2018, Putin a anunțat că ei au acest avantaj tehnologic militar de a fi primii care au în posesie asemenea rachete hipersonice. Toată lumea l-a crezut, dar când s-a uitat mai atent, au văzut că de fapt sunt niște rachete de croazieră modificate, astfel încât să apară hipersonice și care nu au nicio precizie, că sunt ca alea nucleare, adică dacă lovește undeva o rază de 100 de metri, este tot aceeași lucru. Înțeleg că principala lor particularitate e că nu zboară... Da, spuneți, vă rog. Da, important ar fi fost să fie de mare precizie, să aibă încărcătură clasică sau chiar nicio încărcătură, că sunt unele din acestea care pur și simplu din cauza velocității pot să producă o pagubă destul de însemnată doar dacă lovesc cu viteza asta maximă o țintă. Dar asta înseamnă să ție ținta la o jumătate de metru sau un sfert de metru precizie, adică nu la 100 de metri. Adică ele, afectat, cum ar fi. Da. Ele sunt lansate acum de pe niște avioane, despre MiG-31, care dezvoltă ele însele avioanele astea viteze supersonice, dar înțeleg că principala lor particularitate e că nu zboară pe traiectorie balistică fixă, precum rachetele balistice intercontinentale. Alea pot fi interceptate de sistemele antirachetă pentru că poate fi anticipată traiectoria, dar rachetele astea sunt rachete de croazieră care zboară cu viteze peste Mach și că asta le face mai greu de interceptat, nu? Da, deci multe rachete sunt greu de interceptat. Ați văzut și când a fost acea ploaie de rachete și lovituri trase de Hezbollah asupra Israelului. Da. Nu le-a lovit pe toate, deși au o apărare foarte bună. Știți? Adică n-a putut să le dea pe toate, chiar pe toate din aer jos. Și atunci ce vrea să demonstreze armata rusă? Să vă explic o treabă militară înainte de a răspunde la întrebarea asta. Deci o rachetă din aceasta se combate, nu un zbor. Deci asta cu zborul e cu scutul antirachetă. Deci o rachetă de asta se combate ca orice altă armă care nu poate fi lovită în timpul evoluției, la sol. Adică, sau de exemplu, cum avem asta pe niște avioane. Deci lovim avioanele alea când sunt la sol sau când se ridică în aer, le lovim și nu se mai poate lansa rachetele și cu asta s-a încheiat discuția. Adică nu este mare lucru din punctul ăsta de vedere militar vorbesc. Adică dacă, într-adevăr, reprezintă un pericol. Dar, încă o dată, dacă au încărcătură clasică, pericolul este așa că băi, o să vină și asta. Adică nu alături este... de altele, da. Adică nu cum contează când pică un obuz sau o rachetă, până la urmă, efectul explosiv este... Deci ei au început discuția de faptul că ar avea un fel de supremație tehnologică, adică ar fi mai avansați tehnologic decât americanii, de exemplu, ziceau rușii. Cu Putin în frunte, chiar personal. Realitatea este că nu e adevărat. Adică n-au cum să aibă avantaj tehnologic atâta vreme cât, din punct de vedere militar, ceea ce face această rachetă poate să facă orice altă armă. Și atunci e doar așa, show-off, doar ca să arate că... Să vă explic. Statele Unite cheltuiesc numai pe cercetare și dezvoltare 92% din întregul buget al Federației Rusă de înarmare. Adică de cheltuieli militare. Da? Deci toate cheltuielile militare, inclusiv astea care
cât îi costă să facă războiul ăsta, toate sunt exact, reprezintă 100 și ceva la sută din bugetul numai pentru cercetare, dezvoltare a Statelor Unite. În condițiile astea, cum să aibă ei posibilități tehnologice, mai ales de astea avansate, care să obțină o supremație. Deci este efectiv o chestie de propagandă, pe de o parte, dar pe de altă parte, din asta trăiește complexul industrial-militar rus. Adică din a vinde arme și cumpărătorilor, nu sunt cumpărători de ăștia de gherilă care se mulțumesc cu orice vechitură. Deci ei vor să aibă cele mai noi arme, vorbesc de India, vorbesc de ăștia de prin... Ați văzut și Turcia cumpără de la ei. Deci sunt clienți pe care iau, sau i-aveau mai bine zis, Federația Rusă, care ar vrea să aibă ce e mai modern, ce e mai nou, ce e mai performant, ce e mai greu de combătut din lume. Și atunci ei sunt obligați cu orice vânzător de ăsta, producător, vânzător, să facă asemenea demonstrații, ca să arate că într-adevăr au ceva. Mai vreau un comentariu de la dumneavoastră. Acum sunt numeroase speculații în privința pierderilor de ambele părți. Singura cifră oficială pe care au admis-o rușii a fost acum vreo săptămână, 469 de soldați pierduți. Da. Dar, într-un ziar rusesc important, Komsomolskaya Pravda, a apărut aseară pentru foarte scurt timp un articol în care erau citate informații ale Ministerului Rus de Război, care indicau așa, 9861 de morți și 16153 de răniți în rândul militarilor ruși de la declanșarea operațiuni militare speciale, nu? Din Ucraina. Articolul a fost șters câteva minute mai târziu, dar a fost salvat de internauți. Cifra asta care a apărut în Komsomolskaya Pravda nu se referea și la pierderile din alte ramuri, cum ar fi Rosgvardia, care este un fel de SS al lui Putin, sau grupul privat Wagner, sau cecenii și așa mai departe, doar în rândul armatei, da? Cum vi se par aceste cifre? Rezonabile, adică cât se poate de plauzibile. Probabile. Sigur, nimeni nu o să auzi, nici nu știu să-și numere la nivel de om, că n-au cum, că i-au împrăștiat peste tot și nu mai știu de ei, adică habar n-au dacă sunt vii sau morți o mulțime din soldaților. Dar au probleme imense de conducere a focului sau de conducere a trupei, de trimiterea trupei într-o parte în alta, de a afla unde este, au probleme de astea, să, dacă au vreun cercetaș pe undeva, să le comunice altfel decât prin telefonia mobilă, ca noi vorbesc. Adică sunt vai de capul lor din punctul ăsta de vedere. Dar în ceea ce privește victimele umane din rândul forțelor rusești, la cum au ei acolo, că au aproape 200.000, mi se pare, da, undeva înspre 10-15.000 de morți în momentul de față, după cât de rău le merge pe teren și cât de nepregătiți sunt, mi se pare o cifră rezonabilă. Dar ideea în 10 ani în Afganistan au avut pierderi comparabile, dar în 10 ani. Da. Păi nu, ideea este următoarea. Deși ei nu au venit, nu au pregătit trupa, nu au echipat-o, nu au asigurat-o din toate punctele de vedere, dar și logistic, pentru un război de ăsta, de invazie prin luptă. Deci ei au venit acolo, au făcut o prezență, asta a fost în primele 4-5 zile. În mod normal, ei au pierdut războiul atunci. Deci războiul ăsta pe care l-au pregătit ei, l-au pierdut în momentul în care au întâmpinat rezistență. Nu și-au putut îndeplini nici măcar un singur obiectiv militar în primele 4-5 zile. Știți că, în mod normal, îi bagi în teatru și rotești după 3 zile. Nu poate soldatul să fie în contact cu inamicul și să se lupte mai mult de câteva ore pe zi și mai mult de câteva zile. E bine, în condițiile astea, ei ar trebui să se recunoască învinși după 5 zile maxim. 3-5 zile. Plus că niciunul din obiectivele politice nici acum nu se întrevede că s-ar putea îndeplini vreodată. Da. Și ca urmare, toată operațiunea asta este o simplă operațiune de distrugere și de producere de victime civile, în condițiile în care nu are nicio noimă. Aici este deosebirea față de orice alt război. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea expertul în securitate națională, Harry Bucur-Marcu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.